A fost fraudă la sesiunea din această toamnă a examenului de bacalaureat. Subiectele și rezolvările au apărut pe mai multe grupuri de Facebook chiar în timpul examenului. Ministrul Educației a confirmat și a anunțat că elevii vor fi sancționați. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, 29 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă de la proba obligatorie a profilului din cadrul sesiunii a doua a examenului de bacalaureat. Totul s-ar fi petrecut chiar în timp ce elevii susțineau prima probă din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat. Răpit timpul copiilor, nu? E o greșeală undeva. Când intră în clasă, maxim după jumătate de oră, trebuie să prezinte subiectele. Și de aici înainte le spune aveți 3 ore sau 5 ore de lucru. Păi da, mă, păi eu ce zic, mă? Ce? Acum ai deloc. Păi ei prins, uite acum la bacalaureat, adică că tineretul stă pe sub blocuri, fumează, bea din ăla pliculețe, cum le zice. Este vorba despre o fraudă în mod clar care va fi sancționată. Elevii vor fi eliminați din examen și nu vor mai avea dreptul să participe. Se fac verificări atât cât se poate face într-o școală, a declarat ministrul educației Sorin Câmpeanu. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi comunicate vineri 3 septembrie.